Salutări! Astăzi, la Cultura Criptei, vă prezentăm o selecție din poveștile clasice cu titlul Frumoasa adormită. Începe astfel, odată de mult, un blestem mare a fost aruncat asupra unei foarte frumoase și foarte bogate prințese. Ea a căzut într-un somn adânc și nu putea fi trezită decât cu un sărut de la un prinț frumos. Oricum, castelul era înconjurat de o pădure întunecată, impenetrabilă și plină de orori care nici nu pot fi rostite. Timp de 100 de ani, mulți prinți viteji au încercat să o salveze pe frumoasa adormită. Nu i-a mai văzut nimeni vreodată. Frumoasa adormită a intrat în pădurea deasă, întunecată și impenetrabilă, însemna un singur lucru: moarte sigură. A spus că e sigură? Nu cumva posibilă sau cu șanse mari de a deceda? Ci sigură? Nu-mi plac sorțile acestea, Chuck. Charming? Numele meu e Prințul Charming. De ce, numele tău adevărat nu era destul de bun? Nu, nu e, mi l-am schimbat cu Charming. Sau cum spun francezii, Charmant. Charmant? Accentul tău este de-a dreptul groaznic, Melvin. Pot să-mi schimb numele dacă vreau, frățioare. Oricum, amintește-ți că eu sunt primul născut. Cu 10 secunde, mare lucru. Ce, suntem gemeni, nu-i așa? Nu identici. Ușurel, splendoare, ușurel. Și care-i treaba cu splendoarea? Credeam că numele mârțoagei e Steve. Eu sunt implicat într-o căutare romantică aici, Melvin. Cine a mai auzit de o căutare romantică a unui prinț Chuck pe un cal pe care îl cheamă Steve? Nu avem timp de prostii, Melvin. Trebuie să trec prin pădurea întunecoasă, deasă și impenetrabilă, să intru în castel, să o găsesc pe frumoasa adormită, să o trezesc cu un sărut, să-i moștenesc averea și să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Și asta până la următoarea ședință de bronzat. Dar cum rămâne cu pădurea întunecoasă, deasă și impenetrabilă? Să intri acolo e un mare pericol. Păi tu îmi vei arăta drumul. Eu? Da, micul meu nătâng și sâsâit, m-am hotărât. Te voi vindeca de frica ta irațională. Înainte! Netotul ăsta de prim născut mă pune la zid. 10 secunde. 10 secunde amărâte. Sincronizarea, Melvin, reprezintă totul în viață. 100 de alți prinți frumoși au încercat să treacă prin pădurea asta și nimeni nu i-a mai văzut vreodată. Asta spune ceva, nu crezi? Și toată treaba asta de a săruta pe cineva bolnav de somn, dacă e contagioasă, dacă... Da, e cam greu să faci diferența. În locul ăsta e plin de animale. Decât un fanfaron, un laș. Ți-e frică de un mic șarpe? Ajutor! Rădăcini! Rădăcini!
control de frumusețe. Vai, am nevoie disperată să-mi vopsesc părul. Când am programare la coafor? De joi într-o săptămână. Oh, mulțumesc lui Dumnezeu. Melvin, trezește-ne când ajungem la castel. 10 secunde, amărâte! Ți-am spus eu că n-ai de ce să-ți fie teamă, Melvin. Puteam trece prin pădure dormind. De fapt, chiar am trecut-o dormind. Poate unii dintre noi... Arătăm minunat la lumina lunii, nu-i așa splendoare? Ai terminat cu... Cana! Haide, repede, Melvin! Arăt îngrozitor! Am nevoie de somn și de legume proaspete și de o vacanță! Pot să identific și singur aceste lucruri, Melvin. Dar e periculos! Melvin? Melvin! Ce ai făcut cu podul? Acum tot ce trebuie să fac este să-mi croiesc drum prin aceste... Cum li se spune vițișoarelor acestora? Au! Impenetrabile! Ei bine? Ei bine ce? Ce mai aștepți? Haide, deschidem drum prin chestiile astea impenetrabile! Poate ar trebui să așteptăm până în zori! Oh, nu mai fi atât de laș! Vezi, Melvin, de asta sunt eu prințul cel frumos, iar tu ești Melvin! Fii atent cu aia! Scuze! Of, ți-am spus să fii atent, Melvin! Haide, pune-ți un pansament sau ceva. O să-mi croiesc singur drumul. Dar nu e... Liniște! Încerc să-mi fac drum! Sfinte Sisoi, vițele s-au dat la o parte! Vezi, Melvin, nu-i nevoie decât de puțin efort. Foarte puțin. Melvin? Ei, ia-o înainte. Cum s-o iau înainte? Bate la ușă. Doar să bat la ușă? Adică să intru într-un castel blestemat de 100 de ani, care are urâta reputație de a fi făcut-o dispărută pe frumoasa prințesă? Să nu-i mai pomenesc pe cei doi frați gemeni nu identici și doar să bat la ușă? Eu trebuie să fac asta, Melvin. Nu poți avea și asta. E foarte ciudat. Ea ar trebui să fie frumoasă adormită. Nu prea s-ar părea că doarme. Și nu prea sună vocea ca a unei prințese. Sfărăie? Nu cred. Dar cred că sunt lucruri mai urâte în viață. Cum ar fi? Hai să le aflăm! După tine! Melvin, ești în regulă? Absolut perfect! Ei, iată-ne aici! Da, iată-ne aici! Cred că ar trebui să strigăm pe cineva, nu-i așa? Să ne anunțăm prezența! Ce-ar trebui să spunem? Cum ar fi? Haideți și prindeți-ne! Deși un țipăt de durere are același efect... Uleu, uită-te la tot aurul și argintul ăsta! Pune-le în sac, Melvin, cât de multe poți! Dar de ce? Dacă legenda e adevărată, atunci după ce o săruți pe prințesă, toate astea vor fi a tale! A, da,
Oricum, e mai bine așa. Adică în cazul în care legenda nu e adevărată? Nu, în caz că nu e ea frumoasa care ar trebui să fie. Ah, bine gândit. Cred că sunt 100 de camere pe coridorul ăsta. De fapt, sunt 104. Și nici măcar nu știm în care cameră e frumoasa adormită. Asta nu e chiar așa. Știi, înainte de a pleca, am trecut pe la biblioteca de arhitectură. Am putea verifica fiecare cameră, dar asta ne-ar lua ore în șir. Am luat schițele castelului. Am eu ceva mai bun care nu m-a dezamăgit nici în trecut. Pur și simplu rațiunea deductivă princiară. Ala, bala, portocala. Asta e camera. Nu! Nu e aceea! Melvin! Nu era camera frumoasei adormite? Nu, era camera cu lilieci. Ce mai e acum, Melvin? Nu cred că ai vrea să știi. Asta e catifea, Melvin, nu pânză. Așteaptă puțin, Melvin. După schițele tale, camera frumoasă adormită e la al patrulea subsol. Sau ar putea fi chiar după ușa aceasta. Vânt? Vânt. Ce faci? Dacă încearcă cineva să se furișeze prin spatele nostru, va trebui să treacă de mine prima dată. Ah, înțeleg, ești ca un scut uman. Asta era ideea. Uite-o! Uite, Melvin, uite! E într-adevăr frumoasă. Și într-adevăr doarme. Ce păr, ce piele, ce față! Rochia e cam demodată. Stă aici de 100 de ani. Chiar așa. Ei bine, e timpul pentru sărutul cel mare. Dar mai întâi, machiajul! Spumă, gel, loțiune, ulei, spray, spritz, pastă, ață dentară, luciu, deodorant, pudră. Cum ai spus? Spray de gură. Și acum, verificat. Și... doar mă încălzesc. Te rog, Melvin, puțină intimitate. Scuze. Melvin? Scuze! Cum? Dar cine? Spiriduși, dragoni, fantome, vârcolaci, mutanți, căpcăuni, năluci. Ești atât de frumos. Ah, ha, ha, ha. Nu e nimic în neregulă cu ochii. Chuck, nu se vede în oglindă. Eu sunt charmant. E charmant. Și vorbește franceză? Chuck, nu se reflectă în oglindă. Ce contează reflexiile acum, Melvin? Ce zici de încă o sărutare? Nu cred că ar trebui să o săruți. Eu v-am... scuză-mă. Melvin, dispari. Uite, Chuck, se spune chiar aici, în enciclopedia demonică,
compendiul complet al nenaturalului. Singurul, în afară de omul invizibil care nu are reflexie, este vampirul! Nu fi ridicol, Melvin! Nu arată ca un vampir! În afară de mușcătura prea mare. Știam că n-ai să mă abandonezi, Chuck! Fără oglinda ta! Așteaptă-mă, Chuck! Grăbește-te, Melvin, grăbește-te! Îmi pare rău, prea târziu! Chuck! Chuck! Sărăcuțul! Hei! Îmi place camera asta! Aha! La o parte! Sau te trag în țeapă! Să știi că am să o fac! Verificare de frumusețe! Ha-ha! Bună, băieți! Frumoasă cameră, nu? Deși probabil că nu aveți aceeași părere. Văd că nu aveți reflexii. N-am observat asta în schițe. Melvin! Băieți, el e Melvin. Melvin, dă-mi voie să ți-i prezint pe morții vii. Mai bine nu mi-ai prezenta. Sângele lui Melvin e mai pe gustul vostru. Grupa 0, ca și în... Oh, ce gust bun! Chuck, cred că te urăsc. Splendoare! Chuck, așteaptă-mă! Prea târziu! 10 secunde! 10 secunde amărâte! Sincronizarea, Melvin! Sincronizarea! Încep să mă cam obosească lucrurile astea! Tu ai obosit? Sigur că ai obosit! E aproape dimineață! N-ar trebui să bei înainte de culcare. Se întâmplă accidente, să știi! Adevărata frumoasă adormită? Sau poate totuși e un alt vampir? În frumoasă adormită? S-o sărut, să n-o sărut, s-o sărut, să n-o sărut. Ah, fie ce-o fi. Prințul meu! Îmi pare rău de bietul Melvin, splendoare. Ei, cel puțin noi am reușit să scăpăm cu ce contează cu adevărat. Verificare de frumusețe. Splendoare! Tu! Amândoi! Știi ce înseamnă asta? Fără verificare de frumusețe! Bravo, Melvin! Băieții buni termină primii. Păcat de prințesa lui Charming, care trebuia să-și dea seama că ar fi fost doar o durere de gât.
Păcat că Charming a avut o personalitate atât de vagă. Era un moștenitor în care ea și-ar fi putut înfinge dinții. Urmează